Transformăm digital departamentul de sales, adică de vânzări, iar specialiștii de astăzi, pe care i-am cu mine, eu, Marian Hurduca, și în IQ Digital, sunt... Mulțumesc, Marian! Sunt Ciprian Cazacu și reprezint Easy Sales. Sunt aici ca să vă învăț cum să automatizați procesul de vânzare în e-commerce. Predau legătura! Mulțumesc, Ciprianul meu este Raluca Tătărușanu, reprezint Druid și o să vă povestesc puțin cum chatbot-ii pot să-ți ajute business-ul să ți-l dezvolți, fie că vorbim de interacțiunea cu clientul, fie că vorbim de echipa de vânzări. Ai legătura! Super! Mersi frumos, Raluca! Septimiu Pop sunt, reprezint SalesBridge App și o să vorbesc astăzi despre strategia în vânzări, despre cum perseverența vă va ajuta să aveți un flux de vânzări mult mai bine controlat, cum o să aveți transparență în informație și mă bucur foarte mult că sunt aici și că împreună putem să construim o Românie cu antreprenori mai puternici. Pe doar legătura lui Marian. Ei sunt specialiștii despre care vă vorbeam și pe care îi găsiți pe iqdigital.ro. Suntem în departamentul de vânzări. Mulțumesc, George, pentru legătură, pentru că vânzările, unora le mănâncă ficații, altora le fac ochii să se rotească ca la tonomat. Mă bucur foarte mult să fiu din nou alături de voi în acest departament pe care trebuie să-l transformăm digital în orice IMM din România. Și o să aflăm astăzi de ce. De ce este important să facem asta? Pentru că am trei experți care vor face un battle de viziuni, adică un fel de bătălie de viziuni despre digitalizarea departamentului de sales sau de vânzări. Și cum o să facem asta? O să ne spună Septimiu Pop, care este CEO at Magic Solutions și fondator SalesBridge. Mulțumesc că ai venit! Mersi! Raluca Tătărușanu, care este Global Sales Director la Druid AI. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Și Ciprian Cazacu, cofondator CEO Smart IT Global SRL, care este de fapt și compania mamă pentru Easy Sales. Îmi pare bine să te găsesc. Bun, o să începem în ordinea în care v-am și introdus în acest departament. Hai să vedem, Septimiu, care este viziunea voastră pentru ce înseamnă transformare digitală într-un departament de sales, într-un IMM din România? Mulțumesc, Marian! Haideți să povestim astăzi despre un subiect care pentru mine persoana e incredibil de exciting. Zona asta de vânzări într-o companie mi se pare cel mai mare facilitator pentru progresul companiei și pentru succesul ei și sunt foarte pasionat. De altfel, cel mai multe dintre întâlnirile mele, fie că sunt în bordul unei companii discutând despre resurse și ce ar trebui să facem ca să progreseze o companie sau sunt la grătar cu niște prieteni, de obicei, cumva, ajung la un moment dat să se... cumva să se învârtă în jurul întrebării de cum aș putea să vând mai bine sau voi ce faceți în zona asta de digital sales sau cum reușiți să puneți instrumentele astea de care toată lumea aude acum ca să putem să vindem mai bine. Și în spatele meu am pregătit o prezentare în care sunt destul de multe cuvinte din zona de vânzări. Ce e interesant e că dacă vedeți bine, nu sunt cuvinte din zona de digital. Adică mai degrabă avem informații ca, nu știu, măsurabil, rezultate, un funnel, adică un flux de vânzări. Sunt cuvinte de obicei care țin de strategie și de felul în care noi ne gândim ca oameni normali, simplu ca mine, ca voi, în abordarea spre succesul unei afaceri. Și o să vă povestesc foarte pe scurt despre mine și ca să aveți un pic de background, de unde vin sfaturile astea și la ce v-ar putea să fie utile. Am 35 de ani, din care mai bine o treime sunt în mediul ăsta de corporate, de muncă și de lucrat cu clienții. Am zona asta de expertiză în proiecte mari și, mă rog, și proiecte mici de transformare digitală, peste 50 de altfel. Am învățat foarte multe lucruri făcând treaba asta și sunt foarte recunoscător pentru toate experiențele cu toate companiile și toți micii antreprenori și toți oamenii care au venit alături de mine când am fondat startup-uri și mi se pare o experiență incredibilă, dar toate au un numitor comun și anume că peste tot fie am și făcut eu sales ca să putem să reușim, fie sales a fost o mare parte sau vânzările a fost o mare parte din succesul companiilor și a proiectelor pe care le-am avut. Și înainte de a merge mai departe, vreau să fie un lucru foarte clar, care mie personal mi-a luat, cred că, 10 ani. Că eu sunt un geek și îmi place foarte mult tehnologia și atunci îmi vine destul de
destul de natural să mă bucur de fiecare când aud fie de blockchain, fie de NFT-uri. Sunt mare fan, sunt peste tot, sunt în ecosistemul ăsta, mă găsiți mai peste tot și trebuie cumva să mă dau în spate un pas de fiecare când chiar lucrez la o întrepriză sau chiar lucrăm cu o companie ca să construim ceva împreună. Și asta, ideea este că tehnologia vine așa cu un fel de, nu știu, aer mistic, ar fi un mare facilitator și că dacă iei o bucată de tehnologie și o pui la tine în companie, gata, s-a terminat, o să fii, nu știu, nou Apple, gata, acțiunile tale, chiar dacă nu ești listat, o să fie $400 pe share. Dar realitatea e că nu e așa. Realitatea este că dacă vrei ca tehnologia să-ți servească, trebuie prima dată să pornești din partea de strategie. Tu ca antreprenor ai un, să zic așa, un blessing, un lux foarte mare, dar și o responsabilitate ca viziunea cu care ai pornit la drumul ăsta când ai făcut compania, s-o duci la bun sfârșit. Și în drumul ăsta vin lângă tine, vin oameni, vin resurse și la un moment dat pe drumul ăsta apare și tehnologia, să zicem așa. Și atunci, da, tehnologia poate să fie un mare enabler, poate să te ajute compania să scaleze, te poate ajuta să ai un proces mult mai clar, te poate ajuta să vezi transparența informației sau trasabilitatea informației, dar sub nicio formă tehnologia singură nu te poate ajuta să ai un business succes, pentru că până la urmă e despre viziunea antreprenorului sau a echipei care conduce și folosește tehnologia ca un enabler în viziunea lor. Și atunci, evident că dacă lipsește viziunea și antreprenorul nu e foarte clar și vădit în ceea ce vrea să reușească, nu putem vorbi despre un succes tehnologic, ci mai degrabă despre o încercare tehnologică, cum bine știți, statistice pe proiecte de implementare tehnologică sunt dezastroase și cred că asta este motivul, că ne bucurăm natural ca oameni atunci când auzim de tehnologii, vrem să le punem în companiile noastre, știm că concurența face ceva și am vrea și noi să avem tehnologia respectivă, dar prima dată contează să ai viziunea, să implementezi corect în funcție ce vrei tu să reușești ca antreprenor și abia apoi e importantă efectiv tehnologia. Așa că bucata asta de pauză cumva din zona de sales, aș vrea să vorbesc despre mașina de vânzări. Și ăsta e un concept, un bun și drag prieten de-al meu m-a învățat asta. Ideea e că toți avem mașina asta de vânzări. Deci de la gogoșeria de pe Calea Victoriei care, nu știu, are un shop cu vitrină, intră oamenii, gustă o gogoașă, o cumpără. Ăsta e o mașină de vânzări. O companie mai mare care poate, nu știu, vinde software on demand, are un proces de vânzări un pic mai complicat, trebuie să găsească clienții, trebuie să aibă un proces de analiză, să înțeleagă nevoia clientului, după care contractează, după care implementează și apoi se termină practic flusul de vânzări și asta e o mașină de vânzări un pic mai complexă. Când vorbești de, nu știu, poate banking, unde vorbești de creditare, unde sunt fluxurile de 10 ori mai complicate și asta e o mașină de vânzări. Și ce încerc să zic aici este că orice antreprenor, orice companie are una sau mai multe asemenea mașini de vânzări. Și e important să conștientizezi că ai ansamblul ăsta de piese care trebuie să funcționeze corect într-o anumită direcție. Și acum v-aș vorbi un pic despre, o să zic un exemplu, nu neapărat teoretic, cât mai greabă imaginar, ca să nu zic exact din casa clienților cu care lucrăm noi. Ideea este că orice antreprenor sau companie are un produs sau serviciu pe care vrea să-l vând. Și ca să poată să facă asta, există așa numitul flux de vânzări. Și asta e una dintre cele mai importante idei de luat din discuția asta pe care o avem aici, cred eu. Și anume că de cele mai multe ori, intuiția noastră de antreprenor ne conduce în vânzare. Și atunci zicem, cred că acest client X ar avea nevoie de produs sau serviciu meu, mă duc să vorbesc cu el. Am o discuție, poate săptămâna asta e săptămână bună de vânzări, îmi iese deal-ul. Poate săptămâna viitoare pe aceeași intuiție, pe aceeași model, nu mi-e sedilul. Și atunci tendința naturală a omului este cumva să se întoarcă tot timpul în zona în care are confort, în care lucrurile ies ușor. Și de ce mai multe ori asta este în detrimentul fluxului de vânzări și a succesului overall al companiei. Și atunci ce am observat noi și mi se pare mie foarte interesant este că de îndată ce pui în picioare într-o companie un flux de vânzări și te asiguri că ai trasabilitatea informației și că ai o transparență pentru echipa ta de vânzări, începe să se vadă, de fapt, rezultatul vânzărilor ca un instrument bine calculat, ca un instrument care face parte din strategia ta, nu ca ceva, nu știu, random care se întâmplă. Nu vorbim despre acest Messi al vânzărilor care intră într-o companie și dă gata pe lumea din bord și vinde contract de milioane de euro, ci e chiar un proces pe care dacă orice companie, orice antreprenor, cât de mic, mare ai fi, dacă te pui pe acest proces și te ții de el, o să observ că pe parcursul a câteva luni, poate chiar un an, încep să înțelegi concluziile tale, ale companiei tale, de ce nu merge flux de vânzări, unde poți să îmbunătățești și făcând asta într-un mod perseverent, vei reuși să faci vânzările să fie mult mai eficiente pentru compania ta.
drept urmare, toate celelalte lucruri din companie vor funcționa mai bine. Cool. Și atunci o să vă zic un pic de prima parte din flux de vânzări, care e zona de trafic și expunere. Ar trebui să ne sune foarte familiar asta, dar de ce zic? O zic cumva și contextul digitalizării. Poate acum 20 de ani trafic și expunere era mai degrabă radio, nu știu, magazinul efectiv pe care avea pe tot zic de Calea Victoriei, dar na, e frumos. Și cumva cam asta era ziarul local, poate word of mouth, ce ziceau oamenii despre tine, cam asta erau sursele tale de trafic și expunere. Astăzi, în schimb, universul e imens. Adică ai de la, nu știu, canalul tău de YouTube, subcanale de YouTube pe diverse teme, ai blogurile tale, site-ul tău de prezentare, ai, nu știu, Twitter, Insta, Facebook, LinkedIn, God knows, TikTok. Deci zona asta de expunere și de genul trafic e imensă. Și nu vreau să insist foarte mult pe ea, pentru că, în principal, zona de trafic și expunere este o zonă de marketing. Trebuie înțeles destul de bine asta. Și scopul ei, pentru noi oameni de vânzare, este să genereze lead-uri. Unde se termină granița între vânzări și marketing, sau există o graniță? Băi, mare, mersi frumos întrebarea asta, e chiar super tare. Da, și eu de cel mai multe ori îmi pun întrebarea asta natural îmi vine să mă duc în zona de trafic și expunere, dar îmi dau seama că, de fapt, așa e cinstit, echipa de marketing care e specializată în toate aceste canale și în comunicare și în creare de content pentru canalele astea și în ads-uri și în tot ce ține zona asta de generare de lead-uri, cred că ar trebui să termine responsabilitatea lor în momentul în care au generat lead-ul. Și de aici încolo, practic, odată ce ai un lead cât de cât calificat, whatever the stage is, pe ăsta să începi să-l iei și să îl fructifici prin funnel-ul tău de vânzare și să-l transformi într-o achiziție, într-un sales, într-un contract, în oricare ar fi output-ul fluxului de vânzări. Și atunci, ca să răspund foarte concret la întrebare, eu aș zice că leads-urile, deci trafic și leads, aici e marketing, actual vânzări și probabil o parte din customer journey e vânzare. Un lead se traduce printr-o persoană atrasă, e atrasă în magazin, practic, de acolo încolo e treaba ta. Aia e treaba departamentului de vânzări. Absolut, da, exact. Da. Deci cineva care ascultă, practic, ce expui tu în zona de trafic și expunere, dacă tu vorbești despre ceva și o persoană e interesată și vine către tine, aia înseamnă că e un lead. Are un interes. În orice natură. Poate are un interes doar să se informeze. E ok să o faci și așa, chiar dacă nu se concretizează cu o vânzare efectivă. Ok. Și de ce zic, uite, legat de ce am vorbit acum, este asta o statistică foarte interesantă, și anume faptul că 46% din oamenii de vânzări petrec cel mai mult timp, de fapt, în lead generation. Ceea ce face mai degrabă oameni de marketing. E foarte interesantă chestia asta. Și pentru că, natural, tu vrei să ai cât mai multe vânzări și atunci stai în partea aia. Dar dacă te gândești la compania ta ca la un corp care trebuie să crească, un corp scalabil, până la urmă nu vrei să fii antreprenor solo pentru 50 de ani. Pentru că ne prestează timpul foarte tare, am o întrebare, cumva e cam ultima pentru tine, pentru că, mă rog, în formula asta nu forever, ai zis la începutul discuției că majoritatea oamenilor care află ceea ce faci te întreabă cum fac să vândă mai bine online. Da. So, cum am fac ei să vândă mai bine online? Uite, o să vorbesc un pic de zona asta de vânzări și zic exact care e structura cu care facem noi. În toate companiile cu care am lucrat pe zona de digital sales și de improvement, ne-am focusat pe... Aș merge chiar la slide-ul de... Sunt și statistici foarte interesante aici legate de oameni de vânzări. Le zic pe asta o secundă. Anume faptul că cei mai mulți dintre oamenii de vânzări nu fac follow-up-ul necesar ca să închidă o vânzare, adică se opresc de obicei la primul contact, deși e necesar de 5, statistic dovedit, și puteți găsiți mii de statistici pe tema asta, nu fac follow-up-ul necesar de a converti un lead într-o vânzare, adică oferă o informație după care ignoră lead-ul, și atunci zona asta de statistică e foarte problematică. De fapt, reprezintă sau ne arată o problemă mare în zona de vânzări. Și atunci, ce facem noi de fiecare dată când intrăm într-o companie, și o să las slide-ul ăsta frumos care are pe spate o prezentare. Hop. Mai era ceva din prezentarea asta? Mai era. Customer journey-ul e practic drumul de la momentul în care a luat contact cu tine, devine interesat, ajunge... Mersi, și asta e o întrebare foarte bună. Ai zice că, de fapt, în anumite business-uri e ușor să vinzi direct. Știi, dacă ai, nu știu, vinzi un inel cu diamante, vine omul, e interesat, îi arăți, îi place inelul cu diamante, îl cumpără. S-a închis customer journey pe spate omul de vânzări. Într-un proiect de IT, de exemplu, nu e așa. Adică tu vinzi ideea, vinzi proiectul, urmează analiza, urmează contractarea, urmează niște chestii destul de heavy,
până când se închide de fapt vânzarea. Scuze, până când se închide de fapt vânzarea. Și atunci, de multe ori, customer journey e și el parte din ciclul de vânzări și omul de vânzare trebuie să aibă un loc foarte atent acolo. Dar acum, revenind la ideea asta de fiecare când sunt întrebat cum să facem efectiv, ce facem noi este că punem un CRM care e orientat spre vânzări în place. El poate să fie Pipedrive, poate să fie, nu știu, Salesforce, poate să fie Fresh Sales, poate să fie inclusiv SalesBridge, pe care noi îl dezvoltăm într-o piață în România gratuit. Și ce facem cu asta este că în acel pipeline pe care îl avem în CRM, noi introducem contacte, introducem oportunități de vânzare, introducem activități pe care trebuie să le facem ca să ne asigurăm că o vânzare se finalizează. Și toate lucrurile astea se văd foarte clar într-un dashboard, ușor de urmărit de orice antreprenor. Și ce se întâmplă este că în timp, utilizarea repetată, perseverentă a acestui instrument, aduce foarte multă valoare adăugată pentru antreprenor. Încep să înțelegi unde, care e probabilitatea să faci o vânzare, care e probabilitatea să închizi un deal, care din oamenii tăi de vânzare chiar sună sau iau legătura cu potențiali clienți și care nu. Și atunci, de fapt, instrumentul ăsta, deși e foarte simplu și ușor de implementat, că vorbim de o implementare care poate durează maxim o zi pentru cei mai mulți dintre noi, dar utilizarea lui în mod repetat pune echipa de vânzări într-o poziție de succes. Și am observat asta de foarte multe ori. Bun, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mersi și eu, Marian. Cam asta e viziunea noastră. Încurajez să folosiți aplicația SalesHub, e gratuită și puteți să implementați part din ce am vorbit noi. Predau ștafeta Raluca pentru următoarea idee senzațională de sales. Mulțumesc, Septim, pentru ideile extraordinare. O să continui și o să construiesc pe baza lor și o să povestim un pic mai mult de cum arată tot acest context de digital transformation. Tot auzim cuvinte ca inteligența artificială, digital transformation, automatizarea proceselor. Sunt niște trenduri pe care le-am tot auzit în media în ultimul an și jumătate de pandemie și poate n-am înțeles exact despre ce este vorba. Însă am văzut practic cum businessurile au trebuit practic să crească accelerat folosind astfel de tool-uri de digitalizare. Chiar și acele companii poate mai tradiționale au mers pe această cale a digitalizării pentru a putea rămâne competitive. Practic, când vorbim de pandemie și ce a reușit să facă în lumea de business, a reușit practic să ofere acel imbold despre care poate unele companii aveau destul de multă nevoie. Potrivit unui studiu Deloitte, companiile care au ales să meargă pe acest drum poate mai accelerat, poate au fost la început de drum digital, au reușit practic să-și crească și chiar să-și dubleze veniturile anuale doar cu această mică decizie pe care au luat-o. Practic, dacă ar fi așa să facem un mic rezumat, pandemia cumva a fost benefică în integrarea acestor tool-uri de transformare digitală pentru că ne-a fost acest imbold de care avem toți nevoie. Ce a făcut practic, ce au făcut business-urile în tot acest context pandemic în relația cu și interacțiunea cu clienții lor? Practic putem să observăm că înainte de pandemie era o tendință să interacționăm direct cu clientul, să-l chemăm în sucursală, să-l chemăm în magazin practic, pentru a putea avea această conversație și această interacțiune cu ei. Ei, practic, toată această criză sanitară, luând posibilitatea să interacționăm direct, a făcut ca aceste tool-uri de transformare digitală să fie mult mai utile. Proiecte și procese precum onboarding-ul și obținerea de informații sau un credit, dacă vorbim în cazul unei instituții bancare, să fie totul digital. Practic, stai în fața laptopului în propria ta casă și reușești în 5-10 minute să-ți obții un credit fără să mai interacționezi cu nimeni. Cam așa arată situația după un an și jumătate de pandemie, dacă e să ne uităm la toate companii, la toate țările din Uniunea Europeană. Practic vedem că România se află pe un loc destul de bun, este în top 10 țări care au adoptat tool-uri de transformare digitală și au făcut acest pas către viitor, poate. Și tocmai de aceea, dacă ar fi să ne gândim și la acele companii mici, la IMM-uri, eu zic că au drumul pavat deja cu niște povești de succes.
Și în cazul IMM-urilor, practic, am observat că odată ce au mers mult mai accelerat spre drumul acesta al digitalizării, au reușit practic să-și dubleze veniturile. Însă întrebarea este următoarea. De ce nu sunt tot mai multe IMM-uri care merg pe acest drum și de ce nu aleg să integreze în procesele lor tool-uri digitale? Noi am identificat trei puncte mari de, să zic așa, care sunt blocări. În primul rând, costurile. Cred că nu există să fii om de vânzări și prima întrebare atunci când ești în fața clientului să nu te întrebe, ok, dar cât costă? Și aici e câteodată un blocăr pentru că acești antreprenori câteodată se opresc doar la cât anume costă și nu văd practic beneficiu pe termen lung pe care un astfel de tur l-ar putea oferi. Al doilea, cred că această rutină în care ne place să rămânem și această reticență în a învăța tool-uri noi cumva stopează acest avânt al implementării de tool-uri digitale. Nu în ultimul rând, faptul că nu există competență pe zona asta de digital și practic ar trebui să integreze și să aloce mai mult timp până a învăța genul acesta de tool-uri, cumva stau în calea fericirii spre drumul digitalizării. Însă, dacă e să luăm așa fiecare temere în parte, simt că sunt foarte ușor de demontat. În primul rând, faptul că România oferă o infrastructură excelentă pentru digitalizare. Suntem pe locul 3 în Europa la viteza de conexiune la internet. Suntem în top 10 în Europa în funcție de numărul gospodăriei care sunt conectate la internet de mare viteză și atunci ce ne lipsește? Avem absolut toate tool-urile necesare astfel încât să putem să fim cu toți în cloud și să ne putem conecta și obține toate informațiile mult mai ușor. Și atunci ce fac? Ne uităm din perspectiva asta și la acei provider de tehnologie. Este timpul povestei de implementarea unui CRM. Foarte ușor, super eficient în procesul de vânzări, pentru că aduce o structură foarte clară în ce ar trebui să facă fiecare om de vânzări. Și atunci, analizând felul în care tehnologiile sunt create, vedem că sunt gândite low-code, no-code, foarte ușor de folosit, cu gândul la utilizatorul final, astfel încât să nu mai ai scuză, să nu mai poți să mai zici, e foarte greu de folosit acel CRM, prefer să rămân în Excel. Un alt blocker cumva pe care l-am întâlnit destul de des vorbind cu clienții noștri din zona aceasta de IMM este că, da, ok, noi nu avem un CRM, n-a ajuns Septimiu încă la noi să ne vândă un CRM și atunci noi încă lucrăm în Excel. Ce facem? Cum mă conectez eu? Cum conectez un chatbot, o platformă digitală la un Excel? Ei bine, practic, Druid, prin această platformă conversațională care include multe tool-uri din zona de inteligență artificială, practic se poate conecta indiferent că avem un CRM super avansat, fie că vorbim de un Excel sau un PDF. Ce e ăla, un chatbot? Ce e la un chatbot? Practic, știți când intrați pe un site și apare un pop-up din Gigel. Din colțul dreapta sus, cum era Clippy pe vremuri, dacă îl mai țineți minte în Word. Ei bine, chatbotii pe care noi îi facem sunt fără un asistent în spate, fără un agent uman. Practic sunt automatizarea acestor conversații fix așa cum le avem acum, însă robotul practic înțelege ceea ce îi spui. Asta înseamnă că aș putea să-mi automatizez și call center-ul dacă am unul. Absolut. Uite că foarte bine că ai menționat. Practic asta este unul din use case-urile cel mai frecvente pe care noi le propunem, mai ales în zona asta de interacțiune cu clientul, pentru că ele, pe lângă faptul că reușesc să-ți automatizeze foarte mult interacțiunile, adică nu mai pui mâna pe telefon ca să afli până la ce oră este deschis un anumit magazin, ci pur și simplu doar întrebi în chatbot. Și atunci call center-ul este mult mai eliberat. Adică am făcut
niște evaluări după implementările pe care le-am... Asta nu înseamnă că, de fapt, e nevoie de adopție inclusiv din partea clienților, care nu mai trebuie să simte neapărat nevoia să audă o voce la telefon? Dar să știi că, având această tendință tot mai clară în ultimii ani să cetuim, să știi că această tendință să punem mâna pe telefon cred că a rămas doar în generațiile bunicilor noștri. Atât noi, cât și părinții noștri, cred că preferăm să cetuim, să aflăm repede răspunsul, fără să mai trebuiască să stăm într-un apel de așteptare. Mai mult de atât, generațiile despre care se vorbește acum nu prea mai au treabă cu apelul de voce, într-adevăr. Exact, exact. Practic, noi integrăm chatbot-ii noștri și pe WhatsApp, așa că oricât de familiar suntem cu acest canal, practic reușim să rezolvăm și acest lucru. Și uite, foarte bine că ai menționat, ok, cum anume tragem sau dacă există o atracție a oamenilor în a discuta cu un chatbot. Și răspunsul practic îl stau în cele 128 de milioane de interacțiuni pe care le avem până acum, pentru că da, oamenii au această apetență, au această dorință să afle repede răspunsurile, fără să mai trebuiască să mai interacționeze cu cineva, pentru că nu știi pe capul, la celălalt capăt al telefonului, dacă cineva acru, care nu prea are nevoie, nu prea are chef să vorbească cu tine. Și atunci chatbot-ii noștri practic sunt 24/7 disponibil, sunt tot timpul drăguți, reacționează bine și dacă vorbești urât cu ei și dacă chiar nu reușesc să-ți răspundă la o întrebare, fac această legătură cu agenții din call center, astfel încât ei să-ți rezolve foarte ușor, foarte ușor problema. Și uite că, cred că mi-ai văzut slide-urile înainte, că altfel nu înțeleg această întrebare. Chiar pregătisem două exemple, mai ales pentru că vorbeam de acest context al interacțiunii cu clientul. Aveți acolo un exemplu de cineva care vrea să-și cumpere un Lego și nu vrei să intri să cauți și să scrolezi prin 40 de pagini de Lego și ce anume trebuie să fac ca să pot să-mi comand unul. Doar vorbești cu Emma, asistentul virtual, practic îi zici exact pentru ce ai nevoie, dacă este pentru frate, care este vârsta și pe lângă faptul că îți oferă aceste informații și te ajută să găsești cel mai bun produs, poate să aibă un impact benefic și în creșterea vânzărilor. Adică începem să facem viața oamenilor de vânzări să fie chiar și mai simplă. Adică dacă nu găsesc, șansele ca cineva să găsească ceva pe site relevant pentru ce își doresc e destul de, sunt mari, dar totuși există șanse să nu găsească. Exact. Iar chatbot-ul vine să chatbot-ul vine să te țină de mânuță pe tot parcursul experienței tale de shopping. Practic el vine și zice, uite, pentru Lego-ul ăsta mai există o componentă care chiar e la reducere astăzi. Deci uite, cred că ar fi super fain sau vrei să-ți iei o tabletă. Sunt niște huse extraordinare pe care tocmai ce le-am adus, poate ar fi interesant. Și practic business-urile chiar văd un impact în creșterea vânzărilor pe care ei le fac direct din chatbot. Sunt un client vechi al business-ului. Ok, am tot istoricul conversațiilor și tot istoricul meu ca și în relația cu business-ul tău, astfel încât dacă vreau, nu știu, nu mai țin minte ce carte am comandat care mi-a plăcut foarte mult și vreau să ofer cadou, doar mă uit în contul meu și practic văd tot istoricul meu de shopping. Pe zona de vânzări, pentru că septembrie chiar făcuse o legătură foarte bună, practic poți să faci această legătură foarte ușoară între interacțiunea cu clientul și practic echipa de vânzări și de unde și au lead-urile. Și sunt de acord cu ideea în care lead-urile vin din zona de marketing și apoi sunt preluate de vânzări, însă simt că după aceea e în continuare bine să ținem implicați oamenii de marketing pentru a îi ține în acel loop de informații până când ajungem în punctul în care semnăm acel contract. Pe zona de intern, practic, acei clienți care au venit pe site, care au fost interesați să cumpere ceva, dar până la urmă nu au îndeplinit practic vânzarea până la capăt, pot fi salvați într-un lead și trimiți în CRM către un agent de vânzări. Și practic, prin propriul lui asistent virtual de vânzări, el vede acolo toate lead-urile, vede exact acele task-uri pe care nu le-a îndeplinit, fix ce arăta și CRM-ul de mai devreme. Dacă sar peste un pas sau dacă n-ai făcut de 5 ori follow-up, s-ar putea ca acel lead care poate îți genera un contract foarte mare, poate să-l pierzi. Și practic, zona de rapoarte, zona de aprobări. Practic poți să vezi toată lumea vânzărilor cap-coadă doar de pe telefon.
Și astfel, așa, ca un rezumat al prezentării, aș zice că indiferent cât de mic sau de mare este businessul, cred că odată ce integrezi genul acesta de tool-uri digitale, nu are cum să nu ducă către un rezultat pozitiv. Cam eu așa, o mică intervenție. Îmi place foarte mult, Raluca. Știi că noi când ne uităm la strategia de vânzări, de cel mai multe ori încercăm să explicăm oamenilor că partea asta de un om de vânzări are rolul de a conduce clientul prin proces de vânzare. Exact. Și ce văd aici în chatbotul vostru este exact partea asta. Adică, da, nu e o interacțiune umană, dar tot îl conduci pe client prin proces de vânzare. Tot îi explici, dai detalii despre produse alternative. Exact. Și atunci mi se pare un lucru foarte bun. Da, mai ales că cred că spre deosebire de interacțiunea lui efectivă cu site-ul, poți să vezi exact la ce anume se gândește. Poți să vezi exact ce întrebări adresează chatbotului, poți să vezi în ce direcție să crești chatbotul astfel încât el chiar să fie cu adevărat util. Pentru că odată ce chatboții sunt utili, cu atât sunt mai folosiți. Plus, aș mai adăuga eu ca om de marketing, e excelent să poți vedea intenția de căutare a clientului exact, în timp real. Exact. Simt că am deja doi cumpărători pe această scenă, ceea ce mă bucură foarte tare, înseamnă că mi-am făcut treaba foarte bine. Mulțumesc pentru prezentare și pentru gândurile pe care le-ai împărtășit cu noi. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, Raluca, am preluat legătura. Știți că, conform Statista, în fiecare secundă se nasc în lumea digitală 11 copii? Sunt Ciprian Cazacu, cofondator și CEO Easy Sales. Am venit să vă povestesc despre viziunea Easy Sales asupra digitalizării. Easy Sales este și el un copil digital specializat în comerț electronic. Mai precis, ajutăm comercianții să vândă online cât mai ușor și cât mai mult, indiferent dacă sunt prezenți în lumea digitală sau nu. Dar să începem cum a început această transformare digitală în lume, că poate oamenii nu știu. Acum 30 de ani, mai precis pe 6 august 1991, în Elveția, la CERN, fizicianul Berners Lee a publicat primul website în lume, World Wide Web. Până la sfârșitul anului 1992 existau 10 website-uri, iar până în 1994 erau 3000, unul dintre ele fiind chiar Yahoo. Ulterior, până la apariția Google, au mai apărut încă 2 milioane. În ziua de astăzi există peste 2 miliarde de website-uri în întreaga lume, dar aceasta reprezintă doar 1% din ele sunt practic magazine online la nivel global, iar în România există doar 57.000 de magazine online. Dar piața comerțului online crește accelerat de la an la an. Din acest motiv, există o urgență pentru digitalizarea comerțului în România. Nu trebuie să rămânem în urmă la acest capitol, mai ales că în prezent România se bazează pe o economie de consum, iar noi la Easy Sales exact asta încercăm să facem, să digitalizăm comerțul online. Dar să vedem ce provocări au comercianții în momentul în care ajung în lumea asta digitală. Și aici aș vrea să povestim un pic despre cum au apărut problemele și cum s-a întâmplat. Practic, un comerciant Easy Sales, îl putem numi și George, ca să ne fie mai ușor, începe să aibă niște probleme. El începe, vrea să vândă, practic, produsele lui și, eventual, încearcă să aibă o prezență atât fizică cât și un website propriu. Deja cred că am descris o situație complexă și așa apar primele probleme. George începe să aibă probleme cu stocul produselor din cele două sisteme, apoi cu gestionarea comenzilor, cu livrarea acestora, cu crearea facturilor, cu gestionarea retururilor, cu gestionarea reclamațiilor sau solicitări suplimentare din partea clienților. Iar lista poate continua în funcție de specificul fiecărei afaceri. Acum George se simte depășit de probleme și realizează destul de rapid că are nevoie să automatizeze cât mai mult din procese și să ajungă la a doua problemă. George primește oferte de diferite prețuri, diferite pentru dezvoltare de servicii IT dedicate. Evident, trebuie să învețe chiar să programeze, chiar să aibă cunoștințe de IT. Iar timpul de execuție este foarte mare ca să aștepte să primească practic informația.
Asta, practic, îl face să ajungă la a treia problemă, pentru că George este prins în acest cerc consumator de timp și bani, nu reușește să extindă afacerea. Practic, pierde oportunități de creștere. Iar noi la Easy Sales ne-am pus o întrebare. Oare ce își dorește George cu adevărat? Așa am reușit să identificăm dorințe reale. În concluzie, este una singură, de fapt. George dorește să vândă mai mult, cât mai simplu. Toată lumea își dorește simplitate. Așa a luat naștere Easy Sales, o platformă digitală aflată în cloud și accesibilă de oriunde, oricui. Ce înseamnă cloud? Cloud înseamnă, practic, servere hostuite de un provider extern, practic, care îți oferă accesul ție din World Wide Web, de oriunde fi în lume. Adică nu trebuie să am eu camera mea în care îmi țin calculatoarele cu luminițele alea multe verzi pe care le vezi pe la alții. Practic am nevoie doar de conexiune la internet și un conexiune și calculator, tabletă, telefon. Ca să pot telefon. Vedea interfața platformei Easy Sales, de exemplu. Da, deci nu ai nevoie de absolut se nimic decât un device. Se ocupă altcineva de securitate, se ocupă de mentenanță. Noi ne ocupăm de absolut tot ceea ce înseamnă securitate, mentenanță, acces, absolut tot. Și îți oferim totul într-un singur loc. Ca și cum aș avea acces la o utilitate. Ca și cum ai avea acces la o utilitate. Ca și cum consulți meteo de pe telefon să vezi cum o să fie mâine vremea. Excelent. Și cu platforma noastră, practic, venim în ajutorul lui George. Și îi ajutăm, practic, pe toți comercianții, toți cei ca George, să vândă produsele în cât mai multe locuri. Și toate acestea fără conectare în mai multe sisteme, în sisteme de facturare, în sisteme de curierilor, pe nicăieri și fără a crea o complexitate inutilă. Iar George nu mai are nevoie de cunoștințe IT, totul este automatizat într-o singură pagină web, intuitivă. Practic acum George are întregul ecosistem de comerț online și integrat și automatizat totul la cheie, în câteva secunde. De la website-uri, la curier, la absolut tot ce are el nevoie și poate să înceapă să opereze fără o problemă foarte mare și cu o rapiditate mare. În Easy Sales este totul pregătit pentru o digitalizare completă și eficientă a comerțului online. Dar ce înseamnă asta pentru George? Am realizat recent într-un studiu cu mai mulți comercianți ca George și am descoperit că au apreciat ei cel mai mult de când folosesc Easy Sales. Unul dintre acestea îl ajută foarte mult să își pună la vânzare produsele în cât mai multe locuri. Iar acum George începe să vândă și internațional. Poate că prin Easy Sales, prin canalele de vânzare a lui Easy Sales internaționale, este mai ușor în momentul de față că se fac traduceri automate. Totul este mai ușor și accesibil și este inclus în abonamentele noastre. Practic, prin expunerea crescută a produselor, îl ajutăm pe George să vândă mai mult, iar toate aceste vânzări se traduc în conversii care ajung centralizat în Easy Sales și asta îi permite să îi câștigăm, practic, lui George încrederea și îi oferă încă un motiv ca să sincronizeze, practic, stocurile în timp real. Cred că nu e nimic mai frustrant ca atunci când comanzi ceva oriunde și nu ajunge produsul dorit. Ori ajunge altul, ori nu ajunge deloc și în cel mai bun caz ești sunat de George să spună că nu mai avem produsul vostru pe stoc. Te rog să comanzi altul sau ți-am anulat comanda. Și în felul ăsta, practic, George își dorește să aibă, de fapt, clienții fericiți care să revină și să comande din nou. Toată eficiența adusă de Easy Sales se traduce în rezultate pe care George le are în primele 3 luni. Le are aceste rezultate încă de la început, încă de când începe să folosească platforma. De la creșterea vânzărilor cu până la 80% până la scăderea volumului de muncă manuală cu 90% în pofida creșterii vânzărilor. Așa că am ajuns în momentul în care George are deja poate un an de când a început să folosească Easy Sales
și l-am rugat să ne spună și nouă motivul pentru care folosește Easy Sales. Așa că am ajuns să ne povestească lucruri foarte interesante, că cea mai bună soluție pentru a fi în lumea digitală este că este foarte accesibilă, foarte ușoară, că nu a mai presupus un efort sau cost de migrare, de și integrare, iar totul acum este intuitiv și el sau angajații lui pot să folosească foarte ușor platforma. Acesta este și motivul pentru care am ajuns să avem rezultatele pe care, cu care ne mândrim în ziua de astăzi. Le mulțumim celor peste 2000 de George care au crezut în proiectul Easy Sales. Iar Easy Sales este un startup românesc care a fost creat de mine și de fratele meu Iulian și care a luat naștere în forma digitală în primăvara anului 2019. Și de atunci și până azi au fost tranzacționate prin platformă comenzi de peste 200 de milioane de euro. În 2021 am reușit să atragem investiții de peste 400 de mii de euro și să extindem prezența noastră pe piețele din Bulgaria, Ungaria și o să continuăm acest proces în continuare. Totul nu ar fi fost posibil fără cei 15 membri ai echipei Easy Sales cu care practic, George a fost foarte îndeaproape și cu care a încercat să-i satisfacă toate solicitările lui George. De aceea, cred că într-o lume în care globalizarea apare în toate domeniile, cine nu va face pasul către digitalizare și eficiență, va fi în curând depășit de concurență. Putem observa cât de afectat a fost retailul clasic odată cu pandemia de COVID. Avem și noi câțiva de George pe tiparul acesta, care au fost forțați de pandemie să se digitalizeze rapid. Însă trebuie să învățăm din fiecare experiență și să nu așteptăm să fim forțați de împrejurări să facem acest pas. Poate cel mai important lucru de reținut este că lipsa digitalizării din nișa noastră, mai mult față de implementarea lor, trebuie să forțăm această digitalizare și în ziua de azi, cu ajutorul lui Easy Sales și altor soluții asemănătoare ca Druid, ca CRM-uri, ca absolut tot, este simplu, mai simplu ca niciodată să digitalizezi comerțul online. Iar comerțul online în ziua de astăzi este vital să facă acest pas, iar Easy Sales este un prim pas în această direcție. Îți mulțumesc mult! Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate cunoștințele pe care le-ați împărtășit acum cu noi și cu noi cei de aici, din platou, și mai ales cu cei de acasă. Sunt convins că fiecare și-a luat notițele de care a avut nevoie. Am o întrebare înainte să trecem la a trage concluzii. În condițiile în care media de creștere a adopției digitalului de către clienți, așa worldwide am văzut eu, cred că la tine în grafică, Raluca, e undeva la o medie de 20-22%, în ultimii 3 ani, se cade să vorbim despre viitor în viitor sau trăim viitorul ăla acum în timp ce noi vorbim? Cred totuși că e un procent prea mic pentru momentul în care suntem acum și de asta m-aș concentra totuși pe acel viitor un pic mai îndepărtat. Ce cred că ne arată totuși acel grafic, acel 22%, este faptul că suntem pe drumul cel bun. Și vedem tot mai des în piață tot mai multe soluții digitale, fie că vorbim de soluții digitale axate pe angajat, să le facem viața angajaților mult mai ușoară, fie că vorbim de interacțiunea cu clienții. Cred că suntem într-o direcție potrivită, însă cred că ar trebui un pic să mai mărim pasul. Colegii de platou sunt de acord cu răspunsul Lucrei? În mare parte, da. Eu simt că este foarte interesantă de trenduri în lume și asta ne impactează pe noi direct în România. Dacă te uiți în ce se întâmplă astăzi în state, în Valley, felul în care ei își coordonează vânzările, felul în care au fluxurile, felul în care îți trimit 100 de mail-uri în care te sună dacă abordezi orice serviciu sau produs de-al lor, undeva în 6 luni ajunge în Europa de vest și undeva într-un an, jumate ajunge să fie
fiind în România. Și atunci e important să înțelegem că dacă te uiți acolo pentru tehnologie și faci efortul ăsta relativ mic de a descoperi ce se întâmplă în afară și faci tu pasul primul în România, s-ar putea să ai succes față de concurența din piață. Deci... Într-adevăr, și noi ne uităm tot timpul ce se întâmplă în vestul Europei. Când am început proiectul, exact așa ne-am uitat în Statele Unite să vedem că exista un trend de diversificare a canalelor de vânzare. Și urmărim procesul ăsta de digitalizare și constatăm tot mai des că printre utilizatorii platformei noastre că cei care nu încearcă să intre și să-și automatizeze toate procesele și să-și digitalizeze practic toată munca nu reușesc să ajungă și chiar avem niște statusuri acolo la clienților care părăsesc platforma, de fapt faliment, ajung să dea faliment cele din urmă. Am o întrebare pentru tine. Pe principiu ardelenesc că e bine să aibă omul lucrului. De ce nu mi-aș face un magazin online al meu și ar trebui să apelez la un serviciu în cloud pentru asta? Pentru că de obicei, practic când îți faci magazinul tău, vine cu solicitări, cu dezvoltări specifice. Însă îți mulțumesc pentru întrebare, pentru că de multe ori lumea confundă platforma noastră cu o platformă care creează magazine online. Noi nu creăm magazinele online, noi practic integrăm magazinele online într-un ecosistem întreg de la curieri, facturieri, marketplace-uri, absolut tot. Este la atitudinea clienților noștri ce fel de sisteme folosesc, însă întotdeauna noi recomandăm serviciile în cloud, ele fiind practic mai sigure, cu practic o viață mai mare și sustenabile și nu cad. Dacă ai o problemă, trebuie să ai tot timpul o echipă IT în spate și practic sunt și mai accesibile în cele din urmă. Dacă ar fi să trag câteva concluzii din prezentările voastre, din discuția pe care tocmai am purtat-o, care să fie de folos celor care se uită acum la noi, aș zice că transformarea digitală într-un departament de sales, adică de vânzări, e un proces. Dacă îl urmezi, ai rezultate. Și asta ar fi prima concluzie pe care ar trebui să o reținem. A doua, transformarea digitală a departamentului de sales îți oferă o imagine de ansamblu asupra funnel-ului de vânzări. Transformarea digitală a departamentului de sales vine cu insights, adică cu detalii despre cum interacționează clientul cu produsul tău, cu site-ul tău, cu magazinul tău. Și ultima concluzie, concluzia cu numărul 4, expune produsele pe mai multe canale de vânzare. Astea sunt concluziile pe care vi le recomand să le luați acasă, să le digerați, să le căutați și pe iqdigital.ro. Le mulțumesc foarte mult celor care au fost alături de mine aici în platou. Vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi. Din departamentul de sales, unde nu ne-am terminat treaba, abia am început-o, plecăm către următorul. Am preluat legătura doar cât să vă spun că IQ Digital continuă pe iqdigital.ro, unde vei găsi resurse importante și utile de know-how de la experții pe care i-am adunat pentru tine. E vorba de know-how numai bun pentru realitatea din România, nu de aiurea. Intră pe iqdigital.ro, abonează-te la canalele noastre de social media, fii la curent cu ce noutăți are George pentru afacerea ta și experții adunați în proiect. Numai bine!